Bună seara, stimați telespectatori, bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre Procurorul General Harujin, despre discuțiile care au avut loc pe parcursul zilei de astăzi în Parlamentul Republicii Moldova și despre soarta Procuraturii Generale de Mijlocie. Salut prezența studioului a domnului Vladimir Bolea, deputat PAS, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și a domnului Grigore Novac, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Bolea, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune și să vă întreb. Iată, potrivit datelor pe care le avem noi ziariștii, domnul Harujin și la această oră continuă tratamentul în secția de gastrologie. Până la urmă, astăzi, într-o oarecare măsură, i s-a decis soarta de mai departe a domniei sale. Haideți să ne spuneți mai multe, pentru că au fost invocate mai multe argumente, sau cel puțin două argumente în care, sau prin care se demonstra că domnul Harujin nu a fost eligibil cu funcția pe care a deținut-o. Vă rog. Da, astăzi a prescris un tratament definitiv. Eu cred că cât de curând va fi chiar definitiv. Starea de sănătate va reveni, da. Și va reveni la normal. Noi dorim din suflet ca să-și revină, să fie sănătos, să poată să bucure de viață și de concluziile care le-au întrage noi ulterior despre activitatea lui în calitate de procuror general și să aibă mult sănătate ca să poată să răspundă la toate întrebările care le-a primit parcursul anchetelor care vor urma. Dar sigur vor fi multe, Da, suntem ferm convinși, dar acum noi nu despre asta vrem să vorbim. Vrem să spunem că una dintre grijile cele mai importante care le-a avut această majoritate creată în Parlament pe data de 8 și care până acum funcționează foarte bine în interesul statului a fost ca în toate deciziile care se ia să se vadă supremația legii Republicii Moldova. Deci lucrul ăsta s-a observat de fiecare dată atunci când Comisia Juridică a lucrat la o mulțime de acte, la o mulțime de hotărâri, la o mulțime de proiecte de legi, de fiecare dată s-a ținut cont de supremația legii și cel mai interesant lucru care telespectatorii trebuie să înțeleagă, că niciodată nu s-a abuzat de faptul că avem 61 de deputați, ceva nu ne place, schimbăm, facem un terci, facem niciodată. Deci totul s-a mers în buchea legii. Și atunci când această persoană care chiar abuzează de poziția sa de procuror general, chiar abuzează de tot ce se întâmplă în Republica Moldova și prin acțiunile sale, prin acțiunile CNP-ului, prin mai multe alte lucruri, se boicotează transformarea mai rapidă a lucrurilor în Republica Moldova, noi cu siguranță, nu că am stat și am căutat aceste lacune sau nu știu ce, dar după o analiză atentă a documentației, exact, s-au depistat aceste încălcări extrem de evidente de care s-a vorbit în plenul Parlamentului. Mai mult ca atât, toți cetățenii au avut ocazia și eu sunt sigur că au privit, pentru că cu emisiunile despre Parlament, ședințele Parlamentului sunt privite mai ceva ca talk show-urile și eu sunt sigur că cetățenii au privit și reprezentanții Partidului Democrat nu au venit, cei care au votat, care au înaintat aceste persoane, care au susținut, nu au venit cu niște chestii pertinente în ceea ce privește combaterea hotărârilor sau celor două motive care au fost invocate de către Comisia Juridică și care vor servi drept dovadă argument pentru domnul președinte al Republicii Moldova ca să-l demită din funcția de... Nu, deci cetățenii se înțeleagă, nu Parlamentul a demis, Parlamentul a luat act, a votat că aceste încălcări au avut loc, după care va fi demis conform legilor în vigoare de către președintele Republicii Moldova. Da, domnule Novac, astăzi colegii dumneavoastră din Parlament și fac referire la colegii din Partidul Democrat se arătau foarte indignați de faptul că există o anumită grabă în ceea ce privește elucidarea circumstanțelor în care s-au desfășurat mai multe acțiuni și de fapt făceau referire la această etapă la care spunea și domnul Bolea, până la urmă președintele țării este cel care va lua decizia. Haideți vorbim despre indignarea colegilor. Păi, indignarea lor pare o explicație logică. Domnile lor din Partidul Democrat, ei înțeleg că în timpul apropiat, Republica Moldova în sfârșit va avea un procuror independent, nu va fi dependent în niciun caz de Partidul Democrat și de Plahotniuc. Mai mult ca atât, acel procuror independent, eu cred că să înceapă a face meserie conform buchii legii, conform legislației naționale în vigoare, dar nu va închide ochii așa cum o face încă actualul procuror general, deoarece încă nu avem un decret, nu este demis oficial, deci noi am, practic, am demarat această procedură, dar suntem în proces. Până la urmă,
Noi am pus în capul mesii 1. Buchea legii, 2. Argumentele, 3. Interesul suprem al statului. Da? Ori dacă noi pretindem că suntem un stat de drept, atunci trebuie să avem și un procuror care cu adevărat să fie independent și de socialiști, și de democrați, și de toți, absolut, și de cei de la cum. De aceea, indignarea lor este una firească. Ei, având deprinderile astea mai puțin legale, înțeleg că sunt lipsiți de o pârghie de influență majoră. Ori procurorul general este cel care poate veni în Parlament și solicita ridicarea imunității parlamentare, nu exclud și democraților și celor din alte partide. Deci frica asta că poate veni un procuror independent îi face să îndruge verzi uscate. Dar de ce Haruge nu a plecat cu primul eșalon? De ce? S-a tot răgănat și a încercat să, nu știu, demonstreze faptul că există o pârghie prin care ar realiza o colaborare cu actuala guvernare? Dar ce pârghie? Nu poate, știu, întreb. Poate fi. El nu trebuie să colaboreze cu actuala guvernare, el trebuie să stea cu legea supremă în mână, cu codul de procedură penală, cu codul de penal în mână și să zică, iată în cine cred eu, iată în ce constă putere. Și fără abuzuri, cum au fost făcut până acum. Ori noi de-a lungul timpului și aici la dumneavoastră în studio și nu doar, am văzut arestări cu duiumul. Erau încarcerați, vă amintiți, 12 judecători, vreo 3 executori judecătorești, avocați, mai nu știu ce acolo. Ca până la urmă să ne trezim că păi, dar nu a fost, au fost achitat. Aici apar două întrebări. Fie asta a fost un abuz cu privire la acești judecători, de exemplu, da? Da. Și atunci ne întrebăm, dar ce calitate de procurori avem noi? Deci care este calitatea acestor procurori? Eu mă refer ca profesioniști de au comis o asemenea gafă ca ulterior să-i elibereze. Ori doi, acești judecători, procurori care au fost arestați, cu adevărat sunt vinoveți și într-un mod miraculos au ieșit la libertate. Iată de ce. Noi avem foarte multe semnale că, spre exemplu, acel P.C. Cox, spre exemplu, da, care nouă ni se spunea că se va lupta cu combaterea criminalității organizate, dar în realitate am văzut că se lupta nu știu de ce doar cu mediul de afaceri și cei incomozi și erau încarcerați. Da. Dar până la urmă nu am auzit ca cei de la P.C. Cox și nu doar să rețină așa rechini de ăștia mari, nu doar din politică, de cine o fi el, indiferent din care e. Domenii. Din diferite domenii. Iată de ce, și de ce noi spunem că domnul Harunjen nu a ieșit niciodată să zică, domnilor, eu, iată, doresc să fac, dar din păcate sunt presat, sunt influențat, sunt nu știu ce, niciodată. Deci, dacă nu a avut obstacole, unde e rezultatul până la urmă? Că nu a fost numit în funcție alaltă ieri, da? A avut timp suficient. Și declarațiile de ochiate care au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă împreună cu Bețișor. Da, care a plecat. Pentru mine, dar de unde a plecat? A plecat la funcția procuratorului anticorupție, de la conducere, dar nu din sistem. Dar a rămas în sistem, adevărat. Eu nu știu cum le se întoarce lor limba și noi, ori, eu nu știu, nu avem noi noroc la procurori, așa e. Eu mi-aduc aminte cum ex-procurorul general Gurin ne spunea că, da, de la tribuna centrală a Parlamentului, apropo, da, într-adevăr, noi știam că se fură cu sacul. Păi dacă știați că se fură cu sacul, dar ce ați făcut voi ca să stopați aceste furturi, ca să pedepsiți? Dacă știați că se fură, evident că știați și cine fură. Ce ați făcut voi? Dar nu ați făcut nimic. Ni se spune că ei nu știu nici de o listă de beneficiari furtului, da, cu referire la Crol 2. Ok, nu a fost oferită această listă de către cei de la Crol, dar voi ce ați făcut toți anii ăștia? Voi tot spuneați că faceți investigați și investigați și investigați, da. Dar ce investigați voi atâta dacă au trecut 5 ani de zile și voi tot nu aveți lista beneficiarilor? Bine, nu v-au oferit-o ce, dar oferiți-o voi. Da. Că până la urmă,
atât cei de la Crolo au fost plătiți din bani publici, din bugetul statului, cât și voi sunteți plătiți din bani publici. Avem o sumedenie de o mașinărie întreagă. Banca Națională, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, nimeni nu da. Poate da un răspuns. Poate problema e totuși, domnule Harunjin, în dumneavoastră, nu în... Eu cred că da. Și continuă la domnului Novac. Spuneți. Deci, uitați-vă așa. Când a reușit să plece din țară domnul Șor, că vorbim despre el și miliardul în continuare, ei s-a pus sechestru la foarte scurt timp pe un pachet de creioane colorate și pe o listă în care erau scrise datoriile. Deci, eu consider că va fi un semnal pentru cetățenii Republica Moldova că a început să schimbe lucrurile în tot sistemul ăsta a procurorilor, care au foarte multe împuterniciri. Contează calitatea umană, voința și respectul și stima pentru lege și oameni. Va fi un semnal că s-a început însănătoșirea atunci când procurorul care a instrumentat acest caz va fi tras la răspundere pentru că nu a pus sechestru asiguratoriu, chiar dacă a avut o condamnare în prima instanță, da, nu era definitivă, da, nu era irevocabil, dar nu poți, domnule, deci să-i dai 5 ani în care omul ăsta a reușit să vândă tot, casă, masă, și la urmă, în final, noi să citim chelarea aproape 2,7 miliarde de euro luate prin diferite scheme frauduloase, cu siguranță nu le-a luat singur, cu siguranță am luat cu cineva, ancheta o să stabilească. Și tu nu pui sechestru asiguratorului pe averea acestei persoane. Nimeni nu spune că tu trebuia să o execuți, dar trebuia pus sechestru asiguratorului, să nu se poate fi vândit nimic până nu iese decizia revocabilă. Poate în final și acela este cel mai curat, îngeraș. Da. Noi nu contestăm, dar asta este important. Vreau să discutăm un pic și despre cei 660 de procurori pe care are Republica Moldova aproximativ. Da. Și întrebarea firească ar fi... metaforic, nu știu, vorbind cu o privighetoare sau cu o rândunică, se face primăvară. Mă refer aici, cu schimbarea domnului Harunjin, putem ajunge la concluzia sau spera cel puțin că lucrurile se vor redresa? Nu neapărat că cu schimbarea procurorului general totul instantaneu se schimbă de la o zi la alta. Cu siguranță nu. Da. Pentru că, spre exemplu, acum avem domnul ministru de interne care simte o rezistență destul de puternică din partea sistemului, pentru că mai sunt foarte multe persoane care trebuie schimbate, modificate, și credeți-mă că parcursul democratic și bazat pe respectarea legilor este unul extrem de anevoios. Dar este imperios necesar pentru Republica Moldova să fie efectuat conform legislației în vigoare. Cu acești procurori la fel. Pentru că acest procuror general, dacă el avea sub el un CNP, un Consiliu Național al Procuraturii demn, cu oameni așa puternici, el demiteau. Numai pentru cazul care a fost elucidat ieri la Jurnal TV, dacă ați observat acolo, când îl bătea pe procuror, lângă el stătea un procuror care a devenit șeful procuraturii în Cahul, lângă dânsul stătea colegului procuror, stătea un interlop care l-a lovit de 4 ori din forță, l-a lovit peste față, după care Harunjin l-a chemat și a spus că pentru el este, dezonorează procuratura în general, l-a dat afară din procuratură în loc să aresteze interlopul, în loc să facă multe alte acțiuni. Deci numai pentru asta el trebuie dat afară. CNP-ul, etc. Deci noi vorbim despre o caracatiță care a fost multiplicată la rândul său, pentru că vă dați seama că Harunjin, care a fost votat cu aceste două legalități, credeți că oameni care lucrează în procuratură, care sunt în CNP, care l-au votat pe el, nu cunoșteau că ei nu puteau să-l voteze? Nu cunoșteau că ei trebuiau să fie eliberați din funcția de procuror ca să poată să voteze, nu poți fi subordonat lui și tu să-l votezi pe el? Toată lumea cunoștea, pentru că toată lumea este destul de conștientă, își cunoaște legile foarte bine. Toți mizau pe faptul că toate legalitățile astea vor fi la continuu, în continuu vor fi. Niciodată nu se vor termina. Și cu siguranță o să dureze foarte mult până când, nu, să sperăm că nu chiar foarte mult, dar o să mai dureze până când o să începe lucrurile să se schimbe în bine. Atunci când vorbiți despre faptul că lucrurile ar trebui să se înceapă să se schimbe înspre bine, chiar mi-am notat aici două familii, Drăguțanu, Gurin, ei au fost chemați, au fost interogați, vor fi trași la răspundere, pentru că evident cunosc... Aceste două persoane cu siguranță vor merge în comisie la interogările parlamentare, pentru că sunt, dacă noi vorbim, trebuie să fii copil mic să crezi că guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova nu înțelege ce se întâmplă. Nu înțelege ce se întâmplă, exact. Mai ales când tu știi că există un volum de bani care se transferă, sau șeful Centrului Național Anticorupție. Noi știm cu toții că sumele mai mari de 50.000 băncile raportează la foc continuu și noi vorbim și transferuri destul de importante. Adică aceste persoane cu un alt demnitar din stat nu puteau să nu cunoască sau să nu știe mici detalii.
despre tot ce se întâmpla. Ei cu siguranță trebuie să fie chemați și trebuie să raporteze tot, absolut, ce cunosc ca și cunoscător de cauză și cu siguranță comisia trebuie să tragă concluziile sale despre implicarea lor și despre rolul care l-au jucat ei în această schemă. Domnule Novac, vreau să aflu și punctul de vedere și al dumneavoastră legat de ceilalți procurori și despre reforma care se cere în acest domeniu. Ce urmează să se întâmple? Eu, cât vorbea domnul Bolea, da. Mi-a venit așa o idee că eu am înțeles că la noi în Republica Moldova, probabil, nu procurorul general este bolnav, dar procuratura generală este bolnavă. În întregime, da. Da. Până la urmă, eu cred că, și având mai multe semnale din interiorul sistemului, pot să zic cu siguranță că nu toți procurorii sunt, să zicem, corupți, nu toți procurorii. Nu ar trebui să generalizăm, da. Da, nu ar trebui să-i punem pe toți într-o oală, dacă doreți să generalizăm, dar până la urmă, eu mi-amintesc chiar în acele zile de criză politică profundă în care ne pomenisem, eu vorbesc de data de 8 iunie, 9 iunie, da. Au venit mai multe semnale, anume de la procurori, anonime, pe diferite căi au venit, ce pregătește, ce mărșăveni pregătesc cei din Partidul Democrat. Eu vorbesc despre arestări, despre mărșăvenii în care acești procurori au refuzat să fie parte a acestor mărșăveni. Și asta este un lucru îmbucurător că au refuzat. Chiar recent, iarăși, tot parvine mai multă și mai multă informație inclusiv. Bine, este sub anonimat. Nu, pe noi chiar nu ne interesează cine. Dacă doresc să fie public, mă rog, da. Este binevenit. Însă faptul că din cadrul Procuraturii Generale vin informații care au încercat a fi dosite, ori procurorii, printr-o metodă sau alta, au intrat în posesia acestor informații. Asta spune, dar există procurori care nu s-au contopit cu sistemul și atunci au plecat, au ales să plece. Da, așa este. Noi chiar recent de la Procuratura Anticorupție a plecat un procuror și a făcut o declarație destul de dură în adresa actualului procuror general Harunjet. Iată de ce. Nu că avem o speranță. Asta este un indiciu direct că nu toți sunt ca Harunjet și nu toți sunt ca Bețișor și nu toți sunt ca... Și asta este bine. Noi ar trebui să fim foarte și foarte atenți când un eventual procuror, o să fie un procuror general pe viitor, da. Care ar trebui să facă ordine în acest sistem, ca nu cumva să nimerească cineva nevinovat sub sabia lui acestui sabia femidii, să zic așa, care da. Ar putea cumva să răteze. Până la urmă, eu cred că Procuratura Generală o să ia un suflu absolut nou. Asta nu o să fie imediat a doua zi după ce vom avea un procuror general. Clar lucru că trebuie să ne clarificăm cu fiecare caz în parte, cu fiecare procuror în parte. Să ridicăm toate dosarele. Cine le-a instrumentat, cine le-a inițiat, la comanda cui. Este un volum enorm de lucru. Și aici, în situația în care vom depista, deci procurorul general va depista careva abuzuri din partea unui procuror, să nu fac trimiteri la ceea că este o răfuială sau nu știu ce. Nu. Nimeni nu are de gând să răfuiască. Tot conform legislației, conform... Fiecare este responsabil dar pentru acțiunile lui. Există acest risc ca să vi se reproșeze și celor care au votat astăzi și întregii clase politice? Eu până la urmă, eu am văzut cum, uitați-vă, sunt câțiva actori politici, vorbesc de domnul Sârbuș, nu doar, care tot ziua repetă unul și astăzi iarăși mă uitam declara la presă, haideți, spuneți-ne la perete, executați-ne. Deci este un fel de victimizare, dacă doriți. Ei se victimizează acum că, uite, pe noi, nu știu, doamne, că ne presează. Dar ce vă presăm? Cine vă presează? Noi vă presăm. Ce, dacă noi solicităm să fie respectată legea, asta e presiune? Dar ce, noi avem legi cu excepții? Nu avem legi cu excepții. Legea este una și pentru toți.
Ne place, nu ne place, trebuie să o respectăm. Să ne conformăm. Să ne conformăm. Iar colegii care au admis abuzuri încă la etapa când a fost demarată această procedură de numire a noului procuror general în perioada de atunci, mă refer când domnul Timofti era practic în ultimele sale zile de mandat, noi deja avem în acea perioadă un procuror, un șef de stat nou ales, mă refer la actualul președinte al Republicii Moldova, domnul Dodon, și noi țin minte cum l-au trezit din somnul cel dulce pe domnul Timofti și au spus că, uite, semnează, au ținut, au tărăgănat, nu au făcut procedura de inaugurare a președintelui, s-a tărăgănat o perioadă destul de lungă. Alegerile au fost, eu țin minte că asta a fost, dacă nu greșesc, în data de 16 ianuarie. Și noi am criticat dur atunci numirea acestui procuror general, în grabă, fără cu încălcarea procedurii. Și atât că astăzi ne întrebau, dar ce v-ați întors atâta timp? Ei vorbeau de o reformă pe care au făcut-o, cel puțin domnul Sârbu făcea referire. Cu reforma asta, eu în genere, dacă ridicăm stenograma din acea perioadă, o să vedeți că noi, socialiștii, am fost cei care am propus o sumedine de amendamente la legea procuraturii și nu a trecut niciunul, au fost respinse total, nici n-au auzit măcar. Da. Unii amendamente nici măcar nu se examinau în comisie și nu spuneau la vot. Iată de ce. Și acum ne întrebau astăzi, dacă țineți minte când, dar ce v-ați adus voi aminte chipurile ca peste așa perioadă? Păi acum a fost eliberat statul din captivitate. Iată, legat de captivitate, domnule Bolea, vreau să vă întreb, nu ar fi fost logic din momentul în care Parlamentul adoptă, nu știu, o declarație privind starea de captivitate a țării, primul care să-și depună demisia să fie procurorul general? Pentru că el era cel vizat, bănuiesc eu, în primul rând. Mai ales atunci, cu siguranță, da. Și mai ales atunci când vorbim despre faptul că ei, organele de forță, Curtea Constituțională, Procurorul General, Ministrul de Interne, au fost cei care au hrănit prin acțiunile sale mișcarea aia de anticonstituțională, prin toate deciziile care le-au luat ei. Numai că nu a fost cazul, știți, dacă ei aveau măcar un pic de demnitate și respect pentru lege și pentru Republica Moldova în sine, ei cu siguranță nu acceptau. Să presupunem că nu a reușit el în 3 ani de zile cât a fost el acolo procurorul general să facă mare lucru, dar atunci când te pune cineva sau te obligă cineva, te pune față în față cu să faci niște lucruri ilegale, întotdeauna ai de ales. Pentru că noi am avut și am aplaudat în plenul Parlamentului cei 6 sau 7 polițiști la Botanică care au ieșit și au fost dați afară și țineți minte ce reacție au avut organele poliției pentru acele persoane care n-au vrut să pună ordinul și și-au dat demisia, etc. Adică întotdeauna un om cu demnitate are de ales și întotdeauna procedează așa cum e corect, chiar dacă pentru moment este în detrimentul lui. Dar nu a fost cazul. Cu siguranță toți trebuia să plece. Și Curtea Constituțională, și judecători, și Procurorul General. Și credeți-mă că o să urmeze plecările lor. Și țara trebuie să înțeleagă că totul se va mișca, totul se va duce. Cale de întoarcere Republica Moldova nu mai are. Știți, s-a trecut Rubiconul. S-a trecut și este o cale de neîntors pentru tot ce a fost în Republica Moldova. Cum descifrați atitudinea celor din PD și luările de cuvânt? De unde? De colegilor de la Partidul Democrat și luările de cuvânt de astăzi în Parlament. Deci, domnul Sârbu, după mine, are o atitudine mai mult sau mai puțin destructivă, mult așa. Domnul Cibotaru este foarte așa punctual din și poziția, indignat în același timp. Indignat, domnul Jezdan la fel. Știți, atâta timp cât tu ai fost o parte componentă, ai fost un promotor a unui sistem. Noi nu vorbim despre niște oameni care habar n-aveau despre ce se vorbește. Noi vorbim despre oameni care ocupau funcție de vicepreședinți în partid. Noi vorbim despre oameni care au ocupat funcție de ministru de justiție, ministru de interne. Vorbim despre oameni cheie. Deci, dacă ei acum sunt atât de duri în ceea ce privește poziția lor cu legea, nu știu de ce, dar noi nu i-am observat pe ei deloc să fie la fel de duri atunci când legea asta se încălca. Noi nu vorbim despre povești, noi vorbim despre lucruri care s-au întâmplat în realitate, noi le vorbim despre ele nu pentru ca să ne răfuim politic cu cineva, dar pentru că ele trebuie desconspirate, vorbite în plenul Parlamentului și ca noi, politicienii, clasa actuală, să tragem niște concluzii, să nu mai repetăm aceste mizerii
în raport cu activitatea, cu legea, etc. și să poată țara merge mai departe. Atâta timp cât societatea, țara, politicienii nu conștientizează niște probleme, nu trag niște concluzii, nu trag niște linii roșii noi care nu pot fi depășite, nimic nu se poate schimba. Domnule Bolea, de fiecare dată încerc să aflu de la diferiți invitați dacă sunt lucruri întâmplătoare în politică. Și aici vreau să fac referire la cazul domnicei Manole, care a fost achitată. Da? E întâmplător, tocmai în această perioadă de timp? Se încadrează în acest peisaj? Eu sper foarte mult că ea era achitată și dacă... Nu era acest lucru. Vreți să credeți lucrul ăsta? Da, eu vreau să cred acest lucru din simplu motiv că ea a avut acel dosar. Din 2016 a avut un dosar cu sudcoață albă. Exact. Și, mă rog, în primul rând este o chestie foarte bună că persoana a fost achitată și dacă el este corect instrumentat până la cauză. Aici apare și aceeași întrebare care o pune Maia Sandu de fiecare dată. Da. Și în cazul doamnei Bițșor și în cazul procurorului care a instrumentat cazul Usatăi. Da. Deci este aceeași întrebare care apare. Judecătorul, anchetatorul sau persoana care, procurorul care a fabricat acest dosar, care l-a pus, el trebuie să iasă și să spună în care moment a fost impus. Deci el acum a dat o decizie, o hotărâre. Înțelegeți? După, în 2016 s-a intentat dosarul. Tu trebuie să ieși totuși să vii să spui. Hai că în cazul judecătorului nu are ce da comentarii, dar în cazul procurorului întotdeauna este comentariul ăsta de dat. Când tu ai avut dreptate. Atunci când tu ai intentat dosarul, l-ai instrumentat cu o mulțime de probe, cu foarte multe lucruri, l-ai dat în arest, după care el vine în țară și tu le eliberezi. Deci tu trebuie să dai niște răspunsuri. Sau doamna Bețișor, sau oricare alt procuror în cazul lui Șor, sau mulți, mulți, mulți alții. Nu se poate așa, arestezi omul, că vorbim de o mulțime de cazuri în Republica Moldova, oamenilor de afaceri. Tu îl arestezi, îl ții 3 luni, 4 luni, înțelegi, să-l ții în pușcărie, toată lumea evident înțelege că el a fost eliberat de acolo pentru că a plătit 50, 100 de mii sau nu mai știu cât de mii de euro a plătit bani după care a fost eliberat. Deci pușcăriile... Așa se proceda. Da, exact. Asta nu este ca la Discovery cu pescuitul, înțelegeți? Noi vorbim despre oameni, noi vorbim despre atitudini, vorbim despre legi și toți trebuie întrebați. Și asta va fi primul semnal pentru societate că lucrurile încep să se îndrepte. Deci nu vorbim despre vânătoare de, cum zice, vrăjitori, dar vorbim despre lucruri foarte concrete. Asta va fi primul semnal că sistemul justiției, procuratura, judecătorii au început să se îndrepte. Domnule Novac, cred că ați auzit pe holurile tot mai multor instituții se vorbeau despre cazuri similare. Atunci când banii rezolvau problema arestului, atunci când banii rezolvau anumite cazuri și vreau să pornim de la acest lucru și să ajungem la cazul Manole. Cum îl calificați? Este o revenire la starea firească de lucruri? Eu cred că până la urmă acei judecători care tot au tărăganat acest proces de judecată și eu cred, chiar cred că ei se temeau să emită o sentință, o hotărâre în acest sens, iar odată cu schimbarea puterii la Chișinău, ei au simțit că nu se mai tem de nimeni, adică nu au nici sisteme. Cel puțin eu așa cred, da? Da. Deoarece dacă sunt probe incontestabile, probe directe care ar demonstra vinovăția unui cetățean, păi nu pot să-l achiți. Judecătorul o să zică, păi da, sunt probe, eu ce pot să fac? Da, asta, cazul nostru 3 ani au purtat-o pe drumuri pe această doamnă. Dar aici că au purtat-o pe drumuri, eu cred că totuși până la urmă acei judecători care instrumentau cazul domnicei Manole nu doreau să fie și ei în situația domnicei Manole. Iată de ce bânși au tărăgănat acest proces cât au putut. A fost poate un fel de instinct de autoapărare, dacă doreți. Cu toate că acei judecători care instrumentau cazul domnicei Manole înțelegeau foarte bine că domnica Manole până la altăieri a fost colega lor de breaslă. Da. Și ei înțelegeau foarte bine că mâine pe mâine nu cumva să treacă, să calce peste un interes al Partidului Democrat și astfel de lucruri se poate întâmpla oricui într-un stat capturat, cu o justiție capturată, cu o procuratură îngenunchiată. Deci alte lucruri nu se puteau întâmpla. Acum au respirat cu plămânii pline de democrație și nimeni nu are de gând să se implice
în treburile lor. Dacă se eu tot timpul am fost și voi opta pentru această formulă. Este vinovat la răcoare. Nu e vinovat, nici măcar să nu fie purtat pe coridoarele instanțelor de judecată. De ce? Da, nimeni nu contestează. Există o plângere, ea trebuie să fie examinată, ea nu poate fi ignorată, da? Trebuie să fie examinată, însă ofițerul de urmărire penală, procurorul, trebuie să dea o notă clară, adecvată și până face pasul de a merge în instanța de judecată, ori până a îmbrăca cuiva cătușile pe mână, să examineze toate cele probe care ar demonstra vinovăție incontestabilă. Și odată ce a fost reținut, următorul pas nu este arest la domiciliu sau control judiciar, dar odată ce a fost reținut, ulterior arestat, următorul pas trebuie să fie deja nu izolatorul, dar penitenciarul, propriu zis. Asta e logica evenimentelor. Nu ai pentru ce îl reține. Nu îl reține din start. Deoarece eu fiind membru al Comisiei Drepturile Omului, 4 ani de zile am umblat prin toate pușcăriile din Republica Moldova. Pe mine și până în ziua de azi îmi scriu zilnic, îmi scriu deținuți, am un teanc de scrisori, pot să vă le aduc într-o zi aici în studioul dumneavoastră, care deținuți care în principiu știu că dacă mergeam împreună cu colegii mei acolo, atunci noi solicitam să fie dreptate, da? Dar foarte mulți ne spuneau, păi cu cine să te lupți? Cu cine să te lupți dacă abuzuri de care vrei, tortură penitenciare? Dar noi vorbeam că undeva la etapa de urmărire penală se mai poate face dreptate. Iată de ce asta trebuie să privită în complex. Este îmbucurător și este binevenit că Domnica Manole în sfârșit nu că ea a fost scoasă o piatră de pe suflet. Până la urmă, terorizarea asta care a avut toți acești ani, Cazul ei este relevant pentru că se mai găsesc în situații similare. Și are efect nu doar psihologic, dar are efect asupra sănătății omului. Iar și îl porți pe drumul și îl terorizezi din stânga în dreapta, asta nu este normal. Domnule Bolea, Igor Dodon urmează să-l demite printr-un decret, ca să revenim un pic la Procurorul General, la Harujen, și să ne spune ce urmează, de fapt, după acest decret. Cred că demiterea din funcție, după care va fi concursul, vor fi persoane, cred că eu extrem de transparent, concursul în sine, la care vor participa persoane eligibile pentru ocuparea acestei funcții și numirea unui nou procuror general, curățarea sistemului în sine în baza legilor funcționale din Republica Moldova. Iată, vorbeam despre demisie, vorbeam despre faptul că pe parcursul zilei de astăzi citeam că și șeful de la Poșta Moldovei și-a dat demisia. Tot mai mulți colegi, dar și analiști politici se întreabă, nu sunt prea multe demisii? Nu riscă să înlocuim un sistem cu altul? Există transparență totalmente în acele concursuri care vor fi organizate pentru anumite funcții? Știți cum, la întrebarea dacă nu există prea multe demisii, prea puține demisii, demisii vor fi atâta timp cât sistemul nu va fi funcțional. Da. Înțelegeți, o persoană vine într-o funcție, dacă să nu reușește să facă față cerinților, fi și postului, nu intereselor unui partid politic, fi și postului, deci este mult mai complicat. Da. Credeți-mă că atunci când tu ești numit în interesul unui partid politic sau unei grupări, este foarte clar ce trebuie ai de făcut. Tu ai vreo 5 activități care ai făcut de bază, ții de interesul lor și atunci tu îndeplinești foarte rapid. Chiar și așa, dacă țineți minte, după alegerile parlamentare din 24, au fost schimbați câțiva președinți de raion care nu au îndeplinit și nu au atins obiectivul care s-a pus în față. Deci noi vorbim despre un sistem cartel în care tu n-ai fost eficient ca manager din raion, nu s-a uitat nimic că tu ai construit drumuri sau nu, ai adus sau nu ai adus voturi pentru așa. Deci exact la fel se vorbește și în cazul celorlalte funcții care s-au ținut în sat. La etapa actuală noi vorbim despre fișa postului, despre cerințele, că vorbim de procuror general, că vorbim de Poșta Moldova, că vorbim de multe alți funcționari plătiți din bugetul statului și vor fi atâtea demiteri până când în acea funcție va veni o persoană care va corespunde tuturor rigorilor și cerințelor pentru funcția care o ocupă. Și atâta tot. Ele nu pot fi multe sau puține. Ele sunt atâtea cât persoane care poate să fie o persoană foarte bună, cu calități foarte bune profesioniste. Să nu fie un lider, să nu poată să ducă. Noi vorbim de o structură de forță, noi vorbim că trebuie să fie un om care să aibă caracter, voință, să se impună, mai mult ca atât. Trebuie să reformeze sistemul, trebuie să aibă viziune, etc.
Și atunci îl vor fi schimbat, modificat atâta timp cât va începe să funcționeze sistemul. Eu cred că, dumneavoastră? Da, la acest subiect, iată, o săptămână în urmă, având o discuție cu un colaborator al structurilor de forță, ei spuneau că, dar nu cumva o să ajungem în situația în care, iată, voi ați numit concurs acolo, este concurs la șefie IGP, concurs la Curtea Constituțională, la CNA și așa mai departe. Iată, eu vreau să și dumnealui spunea că nu de dragul concursului, acest concurs, adică de ochii lumii, tot una tipurile voi v-ați înțeles acolo deja cine o să fie și totul, da? O să fie oricum o să treacă cel care chipurile ați convenit din start. Eu i-am spus că nu există nicio înțelegere. Concursul o să fie cel mai transparent, poate să participe cine dorește, care într-un este anumite condiții care sunt, este acel regulament de participare. Și iată că astăzi ați văzut. Da. Astăzi este exemplu, nu a trecut nimeni. Nu a trecut nimeni, nu a făcut față acelui concurs. Eu bănuiesc o să fie următoarea etapă, alții, până o să dăm de cei care fac față, dar noi nu putem, nu mi-așa cu ochii, nu putem face excepții. Nu, s-a terminat cu excepțiile, lasă să vină cel mai bun, să fac față tuturor cerințelor, nu ale noastre, ale legii în primul rând, doi, ale profesionalismului, trei, ale integrității și multe alte calități care le acceptăm nu doar noi cu dumneavoastră, dar societatea pe ansamblu. Iată de ce așa vom privi sub lupă foarte atent și celelalte domenii. Cum am zis, este acel concurs la CNA. Cine dorește? Puteți și dumneavoastră să vă duceți dacă întruniți condițiile. Tot cine dorește. Este informație făcută publică, este o informație cunoscută de toți absolut și chiar și cei, spre exemplu, avem un nou director la Serviciul de Informații și Securitate. Cât n-au încercat democrații să răscolească, dar ce pretenții poți să ai tu la domnul Isaulencu, care are la peste 20 de ani de când activează acolo? Să ne acuz pe noi că ea socialiștilor, ori ea celor din blocul acum. Păi, dar pe el, timp de 20 de ani, câte guverni au fost, el cu toți a lucrat. Da. El, în primul rând, este un profesionist. Adică, ce dacă are 20 de ani, putem să-l acuzăm că e democraților, poate a comuniștilor care au fost și tot așa mai departe. Deci este... Noi am pus accent concret pe profesionalism. Iată că la ziua de azi ați văzut, nimeni nu are obiecții. Dar ce obiecții poți să ai? Evident că nu. Și exact așa. Nu a trecut ăștia ca astăzi la Ministerul de Interne acest concurs la șefie, da. IGP. Vin alții, iarăși concurs, iarăși din nou, dar cum altfel? Clar că e un proces migălos, anevoios, tărăgănat, dar noi nu putem altfel. Dacă noi îmi face exact cum au făcut ei până acum, atunci cine deosebim noi cu domnul Bolea? Da, de... ce trebuie, da, schimbat? Da, da, ce trebuie să... Domnul Bolea, vreau să discutăm la capitolul randament. Unii care ne vizionează la această oră ar zice că, iată, demisia XY nu afectează din randamentul instituțiilor statului? Păi, în primul rând, noi vorbim... Știți cum? Spuneți. Să dau un exemplu. Da. În America, în companiile foarte mari, sunt unii șefi de direcții care sunt apreciați foarte bine și dacă vrei să știi că dacă persoana este foarte bună sau nu este un foarte bun, da, manager, pe el îl scoate din sistem, din formulă, pentru o săptămână. Dacă totul funcționează la fel fără el, înseamnă că el a fost un manager bun și a lucrat bun și a meritat funcția și el merge mai departe. Dacă nu, înseamnă că este un conducător foarte slab. Dar acest considerent, eu consider că tu, ca și conducător de unitate, că ești șef de direcție, că ești procurator general, că ești ministru, funcții politice, ăștia în general întotdeauna pleacă odată cu partidul politic, da, dar vorbim de persoanele funcționari publici, care îndeplinesc niște funcții, care au crescut în grade lucrând acolo, ei trebuie să fie cei din linia 2, care devin deodată linia 1, și tot ce înseamnă instituția statului trebuie să funcționeze la randament maxim la fel. Pentru că noi vorbim despre niște persoane anumite pe criterii politice, care astăzi este azi Popescu, mâine Georgescu, Ionescu, schimb partidele politice, niște lucruri absolut normale în natura lucrurilor. Da. Pentru asta și există funcționari publici care cresc. Și pe această cale, în completare la ce spunea domnul Grigore, eu vreau să spun în felul următor. În toate ministerele, în toate direcțiile și departamentele există oameni profesioniști.
un procuror, un judecător, etc. Contează foarte mult pentru ei să se nu contează preferințelor politice, cum merg ei și votează ca și cetățean, că au dreptul lor, să nu se murdărească politic. Înțelegeți? Să-și țină așa alura lui. Sunt profesionist, sunt un judecător bun, sunt un procuror bun, nu mă interesează. Eu servesc, uite aici, am Constituția, Cod Civil, Penal, etc. Contează foarte mult. Este ca un imbol pentru ei. Pentru că trecerea asta totală, fuga dintr-o parte în alta, nu duce la nimic bun și după care își pierde el din calitățile sale. Dar, cu siguranță, eu sper că la etapa actuală, mai răi administratori și conducători și mai puțin interesați de interesul statului decât conducătorii care au fost în fruntea unor instituții ale statului, că acum nu a fost niciodată. Eu nu cred că structurile care sunt acum părăsite de conducătorii vechi, eu cred că invers, pierd în calitatea sau în randamentul muncii. Eu cred că invers, ei răsuflă și își iau elan și încep să muncească în interesul național. Spuneți-mi, vă rog, argumentul potrivit căruia salarizarea ar fi un factor determinant în activitatea chiar a Procuraturii Generale, este un argument plauzibil? Pentru că dacă e să facem referire sub, sau să facem o incursiune sub aspect istoric, ex-președintele țării, Timofte, spunea că ar trebui să le acordăm un salariu mult mai bun celor din jurisprudență ca să putem cere mai mult de la ei. Până la urmă, da. Până la urmă, de la mic la mare, începând de la măturător de stradă și terminând conducător de stat, toată lumea muncește pe bani. Pentru că munca prestată trebuie și achitată, plătită. Remunerată, remunerată. Respectiv. Exact. Da. Pentru că noi trăim într-o societate materialistă, noi trebuie să ne cumpărăm, ne plătim facturi, ne îmbrăcăm, avem copii, școli, grădinițe, etc. Trebuie plătit. Deci toată lumea muncește pentru bani. Da. Și da, cu adevărat, remunerarea trebuie să fie una care să corespundă nivelului funcției ocupate. Dacă el este un factor de răspundere și dacă noi vrem ca polițistul, procurorul, judecătorul să ne apere interesele noastre, asta noi vrem de el. El să fie imparțial, să facă numai dreptate. Noi când mergem pe stradă și ne atacă niște baniți, noi strigăm, poliția, poliția. Deci noi cerem și vrem ca protecție. El din funcția sa să vină și să bage între mine și între banditul ăla, să ia el șuturi, lovituri, mai un cuțit, un pușcat, etc. Deci pentru aceste acțiuni, acea persoană, statul o remunerează cu un salariu pe măsura în care lui permite să trăiască decent în Republica Moldova. Și da, cu adevărat, trebuie să aibă salarii decente. Trebuie să aibă salarii care să fie ancorate în niște realități. Mai mult ca atât, eu cred că protecția statului trebuie să fie una adevărată, dar nu mimată. Ei trebuie cu adevărat să fie protejați de stat. Trebuie să aibă casă de serviciu. Trebuie să aibă, pentru că noi dăm polițistului, spre exemplu, îi dăm 10.000, hai, nu știu acum, un 12.000, plus minus, da, plus minus de lei. Și la același timp noi înțelegem că în Republica Moldova un metru pătrat ca să-și cumpere costă 600 de euro, 500 de euro, 700 de euro. Câți ani trebuie să lucreze el ca să-și cumpere apartamentul ăsta? Înțelegeți? Da. Domnule Novac, avem, cred că, 2 minute la dispoziție. Vreau să ne vorbiți despre salariu, pentru că, dacă nu mă înșel memoria, în acea perioadă erați și deputat în Parlament. Da, așa este. Eu totuși rămân pe poziția pe care am fost și atunci. Salariul nu tot timpul, nu de fiecare dată soluționează probleme. Și eu când vorbeam, când a fost majorate salariile judecătorilor, da, eu spuneam că dacă noi majorăm salariile judecătorilor care au deprinderi de corupție, tu majorează, nu-i majora, adică noi credem că vom dezvăța vulpea să mănânce găini, asta este inutil. Inutil. Și am spus că noi de la salarii trebuie să începem, noi trebuie să mai întâi curățăm sistemul, să acceadă în acest sistem persoane integre și atunci, doar atunci noi putem vorbi de salariu. Deoarece cel care s-a deprins toată, sunt judecători care erau, de exemplu, cu 20 de ani în sistem, de toată viața au lucrat, da? Și au avut deprinderi de a lua mită. Da. Cum să-l dezvieți tu? Pe de unde să iei mită, dacă el așa e în sângele lui. Deci, nu tot timpul rezolvă întrebarea, dar în situația în care aducem sânge proaspăt în sistem, tineri care încă nu au reușit să fie, să zic așa, contaminați cu acest virus al corupției, iată aici avem șanse ca să ajungem, la un nivel pe care ne-l propunem. Și iată, în acest sens, este o dovadă foarte elocventă. Atunci, noi când criticam dur majorarea salariilor judecătorilor, noi am avut dreptate, deoarece
timp de 2 ani, noi am pierdut 20 de poziții la indicele percepției corupției în sistemul judecătoresc. Și asta nu spunem noi, socialiști, asta o spun organizațiile internaționale credibile, în opinia mea, cum ar fi Amnesty International și multe altele. Iată de ce nu tot timpul banul, salariul decent rezolvă întrebarea. Domnule Novac, domnule Bole, vă mulțumesc pentru prezența în studioul Reflector Analitic. Vă aștept și cu alte ocazii, estimați telespectatori. Astăzi am discutat despre Procuratura Generală, despre reformarea întreg sistemului. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!